că se apropie îndată ziua la măicuța noastră, ziua la măicuța noastră. De această dată, iată, ne-a ajuns și în Dancu cu o surpriză frumoasă pentru doamna Tanța, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea copilașilor și a nepoțeilor, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm cu toții un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Ne permiteți să intrăm? Căutăm o doamnă sărbătorită. Aici o găsim. O găsiți acolo cu un copil în brațe. Bună seara și la mulți ani, vă spunem. Doamna Tanța, noi suntem echipa surprize la domiciliu Iași. Da, chiar m-ați făcut. Astăzi știi că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Mulțumesc. Cei care și-au dorit astăzi din toată inima să vă sărbătorească. Și am să vă întreb pe dumneavoastră, dacă cum vă bănuiți, cine anume? Păi copiii mei. Așa credeți dumneavoastră? Da. Ei să fie oare? Ei, sigur. Floricica este pentru dumneavoastră, însă am să vă rog să le puneți pe masă. Da, mulțumim. Așa, și șampania. Ne ajuți tu să punem acolo pe măsuțe? Chiar am pregătit. Vai. Sunt cei care, chiar dacă astăzi nu sunt aici prezenți lângă dumneavoastră, sunt sufletește. Ia, inimioara, care cuprinde toată dragostea celor mai dragi ai bani, da? Vrei să o gustiți? Miroase bine. Miroase bine? A, așa, asta, atunci e foarte bine. Reușiți dumneavoastră să-l țineți? Da. A, așa. Acum, noi o să vă cântăm cu toții la mulți ani. După care o să aflăm împreună din partea cui vine această surpriză. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la Și acum aplauze, facem bravo pentru bunica! Ei, nu facem așa, copii! Ce scrie acolo? La mulți ani scrie. Așa. Acum toată lumea e împlinită. Iar acum a venit momentul cel mai important. Să vedem ce au astăzi să vă spună cei mai dragi și mai scumpi ai dumneavoastră. Pentru că noi pentru dumneavoastră avem aici câteva gânduri scrise din toată inima care spun așa: astăzi mai mult ca niciodată îți mulțumim pentru că ai avut grijă să ne crești frumos și să nu ducem lipsă de lucrurile necesare. Mulțumim pentru că ne-ai dat binecuvântarea de a face parte dintr-o familie atât de frumoasă. O să-ți rămânem datori toată viața pentru nopțile tale nedormite și grija pe care ne-o porți chiar și acum la toți. Îți mulțumim foarte mult că ne ești alături fără să ceri ceva în schimb. Astăzi să zâmbești mult, să-ți se îndeplinească visele, iar îngerul păzitor să te protejeze mereu. Iubită mamă, bunică extraordinară, te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Vrem să știi că noi, copiii și nepoții tăi, te iubim enorm de mult. Vrem să te știm mereu sănătoasă, bună, fericită, veselă, gingașă și grijulie. Fii mereu cea mai bună. Îți dorim să plângi doar de fericire, la mulți ani. Cu drag ai tăi copii, Adi, Flori, Anta, Gabi și nepoții, Denisa, Emma, David și Ana. La mulți ani! Mulțumesc, Slidea, Dumnezeu să ne ajute! Astăzi cu toții și-au dorit să ajungă aici la dumneavoastră. Lacrimile din bucurie, cu siguranță. La mulți ani, David, la mulți ani, Denisa, la mulți ani, Adi și Gabi. Uite, faceți cu mâna David și Denisa. Noi tare sperăm că astăzi lacrimile sunt de bucurie, că aveți copii care vă iubesc atât de mult. Știu. Copiii mei sunt destul de mari și îi cunosc. Iar... știu ce pot. Ce? Cum te cheamă pe tine? Cum te cheamă? Mulțumesc.
Iar acum să știți că noi pentru noastră mai avem și o melodie pregătită din partea dumnealor, care își doresc să ascultăm împreună. Ne-am adunat și-am stat în viața asta, că s-a plăbit îndată ziua la măicuța noastră, ziua la măicuța noastră. Și sunt întâi față lume, e anumit și zile bune, e anumit și zile. Așa se dă. Deci nu este moment. Noi toți spunem de ani buni. Le mulțumim și noi. Să ne întoarcem la mâini. Dar te rog, mamă, iată, soarta prin lume ne poartă, soarta prin lume ne poartă. Dar cu noi e lumea largă, ești în gând, măicuță dragă, ești în gând, măicuță dragă. La mulți ani vă spunem, doamna Tanța, să fiți sănătoase, să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră. Cu Doamne ajută să ajungă toți aici aproape. Iar atunci o să recuperați. Da. Mai greu, dar sper să fie bine. Așa este. Chiar e foarte, foarte, foarte mare surpriza. Da. Asta și-au dorit măcar un piculeț să vă sărbătorească, chiar dacă de parte le-e greu și lor. Știm că le-e greu și lor și nouă, ne se dor unul de altul.